La aproape 6 ani pe care îi va împlini pe 23 decembrie, Emma Ioana Pașcovici este nedespărțită de mingea de fotbal. O pasiune moștenită de la tatăl său, nimeni altul decât Cosmin Pașcovici, fostul internațional român și jucător al Farului timp de 5 sezoane. Nelipsită de la antrenamentele pe care tatăl său le conduce în cadrul centrului de copii și juniori al clubului Constanțean, micuța fotbalistă și-a văzut visul împlinit. A devenit prima fată legitimată la FC Farul Constanța și a primit carnetul de jucător chiar din mâinile tatălui său. Mi-am dorit din tot sufletul să continue familia Pașcovici și mă bucur că o fac cu inimă. Cum de îi place așa mult fotbalul? A luat de la tine micro? A văzut la televizor, i-a plăcut, ne-am mai uitat la vechile CD-uri ale mele în care jucam, care dădeam goluri și i-a plăcut fotbalul și mă bucur că vine la antrenamente, că pot să o aduc la antrenamente. Dar la meciuri. La meciuri mai puțin, deocamdată, e cam mică. Pentru moment, Emma participă la antrenamente alături de ceilalți copii sub atenta supraveghere a tatălui ei și visează să devină fotbalistă, însă părerile în familie sunt împărțite. Eu aș vrea să continue, dar mama lui este de acord. Nu știu cum o să ne împărțim, să vedem mai târziu. E alegerea ei, dacă o să continue cu fotbalul, am să o susțin.